Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Pensiile achitate în avans în decembrie. Verificare în teren la locurile de joacă și terenurile de sport. 5 din cei 6 parlamentari de Giurgiu sunt din PSD. Festivalul minorităților pe scena Ateneului Bălănescu. Calificare în Europa, calificare în Cupa României. Veste bună pentru pensionarii giurgiuveni. În această lună, toți beneficiarii își vor primi drepturile bănești înainte de sărbătorile de iarnă. Poșta și-au început livrarea pensiilor și vor termina procesul pe 23 decembrie. Pensionarii vor primi în avans drepturile financiare achitate de stat, toate plățile urmând să fie efectuate cel mai târziu pe data de 23 decembrie, înaintea sărbătorilor de Crăciun. Toate pensiile care se distribuie prin poștă au început să fie achitate încă de acum 2 zile, iar ziua premergătoare a ajunului este dată ca termen limită de livrare a pensiilor. În ceea ce îi privește pe pensionarii care nu vor fi găsiți acasă, plata drepturilor este asigurată la ghișeele subunităților poștale până în data de 30 decembrie 2016, în cazul celor avizați la domiciliu. De asemenea, drepturile bănești care se distribuie prin intermediul băncilor sunt achitate la termenele stabilite în convențiile pe care Casa Națională de Pensii Publice le are încheiate cu aceste bănci. După ce au fost prinși în flagrant, în urmă cu circa 2 luni, șeful depozit din Frătești și adjunctul său au fost inculpați pentru luare de mită, abuz în serviciu, asimilat faptelor de corupție și furt calificat. Cei doi au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție sub măsura de arest la domiciliu și așteaptă acum decizia finală în urma procesului. Potrivit unui comunicat de presă al Direcției Generale Anticorupție, procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu a finalizat cercetările și a emis rechizitoriul prin care a sesizat instanța de judecată. Dispunând trimiterea în judecată în stare de arest la domiciliu a 2 agenți de poliție, având funcția de șef al unui post de poliție din cadrul Inspectoratului Județean Giurgiu, respectiv ajutor de șef de post în cadrul aceleiași subunități de poliție, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, abuz în serviciu asimilat faptelor de corupție, trafic de influență și furt calificat. Conform rechizitoriului, este vorba de fapte petrecute în perioada aprilie-mai 2016, când cei 2 agenți de poliție, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au pretins și primit sume de bani și bunuri de la mai multe persoane cercetate în cadrul unor dosare penale instrumentate la nivelul subunității de poliție, cât și de la conducătorii auto opriți pe timpul efectuării acțiunilor pe linie de supraveghere, dirijare și control al traficului rutier și nu au dispus măsurile de sancționare a acestora pentru contravențiile constatate. Totodată, șeful de post a pretins și primit suma de 500 de lei de la administratorul unui depozit de material lemnos pentru a interveni pe lângă reprezentanții gărzii forestiere și a Inspectoratului Județean de Poliție, care efectuau un control mixt la depozitul respectiv, pentru ca aceștia să nu dispună măsurile legale pentru contravențiile și infracțiunile constatate. Pe timpul efectuării cercetărilor s-a mai stabilit că celălalt agent de poliție a sustras o sumă de bani de la un conducător auto oprit pentru control. Primarul Nicolae Barbu, reprezentanții primăriei și ai firmei care a câștigat licitația, au inspectat joi locurile de joacă și terenurile de sport adiacente, amenajate și construite în ultimele luni în municipiul Giurgiu. Acestea vor fi monitorizate video pentru evitarea actelor de vandalism. Cu o întârziere de câteva luni cauzată de votul consilierilor locali, proiectul de amenajare a locurilor de joacă în municipiu a fost totuși realizat. Joi, edilul șef a reverificat stadiul acestor proiecte dedicate copiilor. Astăzi, împreună cu constructorul, dirigintele de șantier și persoanele implicate din cadrul primăriei, am făcut o inspecție la toate locurile de joacă și la locurile pentru terenurile de sport din oraș, cele care au fost începute în luna august. Zicem că la locurile de joacă lucrările s-au cam încheiat, mai sunt mici remedieri care se fac de către societățile primăriei, adică racordul energetic, racordul camerelor de luat vederi și ce mai e de amenajat căile de acces. Dar la, în ceea ce privesc locurile de joacă, din punctul meu de vedere al celui care doar le vede, nu verifică documentele, par în regulă. Nu pot să spun că sunt foarte în regulă, că trebuie să avem și noi unitatea de etalon aceea, că trebuie să-i mai lăsăm constructorului să mai facă ceva. Dar arată bine. Arată bine, sunt destinate tinerilor din toate cartierele orașului și să sperăm că vor fi și întreținute.
Astfel, în municipiu au fost amenajate locuri de joacă la grădinița Prichindei, grădinița numărul 6, Scufița Roșie, grădinița 3, Dumbrava Minunată, grădinița 8 și 9, pe strada Tineretului, adiacent blocurilor P1, P2 și adiacent blocurilor CF, Pasarelă, tot în Tineretului, adiacent blocurilor 16 pe 420, 15 pe 420, 16 pe 613, dar și adiacent grădiniței 4, la intersecția dintre șoseaua Sloboziei cu strada Camei, în cartierul Policlinică, adiacent blocului U2, pe strada Foișor, adiacent blocului B1 și B4 și la tipografie. În plus, au fost amenajate și 3 terenuri de sport în zona blocurilor P1, P2, zona Pasarelă și zona grădiniței numărul 4. Avem terenurile de sport, sunt în fază neterminată, tot din aceeași cauză, că dacă la terenuri de joacă s-au aprobat, cred că până luna aprilie, terenurile de sport s-au aprobat în mai și efectiv nu am avut timpul necesar să fie finalizată procedura de licitație și timpul necesar să finalizeze investiția. Dar, din discuțiile cu firma care a câștigat licitația, ele vor fi finalizate la nivel de tartan, adică nu se mai pune stratul de tartan, în rest plasă, tot se va așeza, căile de acces le vom face dacă timpul ne permite, ca să nu intre cu noroi pe terenul de joc, vom pune piatră și balastul tocmai ca să protejăm un pic suprafața de la terenul de joacă și copiii pot juca fotbal pe terenul de sport, dar cu condiția că să aștepte în primăvară, când timpul va permite, temperaturile vor fi cu plus, să se toarnă stratul de tartan. Nu doar copiii și tinerii vor avea parte de spații de relaxare, ci și câinii. Toate locurile de joacă din zona respectivă, unde spațiu permite, va avea și inclus și un spațiu pentru câini. Câini de talie mare, câini de talie mică. Proiectările se fac în această perioadă, iar când timpul va permite, nu sunt investiții foarte mari, e un gard împrejmuitor, câteva aparate de lucru pentru câini, o zonă de nisip și la un moment dat o poartă în care lasă și toate acestea vor fi dotate și să sperăm că anul viitor vom avea în tot orașul, în zonele unde sunt persoane sau unde noi descoperim că e necesar și sunt foarte mulți cu câini, să punem acele cutii cu pungă și cu mănușă. Toate obiectivele vor fi monitorizate video pentru a preveni actele de vandalism, urmând a fi amenajate peisagistic la primăvară. Pentru prima dată în istoria sa, PSD Giurgiu reușește un rezultat greu de egalat. 5 din cei 6 parlamentari ce vor reprezenta județul Giurgiu în legislatura 2016-2020 aparțin socialdemocraților. Imediat ce Biroul Electoral Central a anunțat joi după amiază rezultatele finale ale alegerilor parlamentare după redistribuirea voturilor, organizația județeană PSD, care a reușit performanța de a obține 5 din cele 6 mandate de parlamentar de Giurgiu, a convocat o conferință de presă. Liderul social-democrat giurgiuvean, senatorul Nicolae Bădălău, a declarat că este un moment istoric pentru organizația PSD Giurgiu. Clar că avem cel mai bun rezultat din toate timpurile, 5 de 6 parlamentari. Asta arată că am avut încrederea populației și că oamenii județului, ai municipiului și ai județului au încredere în noi și ținând cont de lucrul ăsta care ne obligă enorm, eu vreau să le mulțumesc pentru toată încrederea cetățenilor, să-i asigur că în continuare echipa Partidului Social Democrat, atât eu cât și colegii mei senatori, domnul Marciu, nu mai vă fac prezentările, dar unde e domnul senator? Cât și colegii mei deputați, în continuare vom munci pentru ca acest județ să reușim să-l ridicăm, să dezvoltăm și să aducem bunăstare populației. Alături de președintele filialei județene, la conferința de presă de joi au fost prezenți toți noii parlamentari de Giurgiu ai PSD, fiecare având câte un mesaj. Ne revedem în echipă extinsă, ca să spun așa, cei 5 parlamentari ai Partidului Social Democrat, echipa care a pornit la acest drum și care a finalizat cu succes, așa cum spunea domnul președinte, acest demers. Aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte pentru că ne-a adunat la oaltă și pentru că a crezut în noi. Și aș vrea să le mulțumesc giurgiuvenilor pentru votul de încredere pe care ni l-au dat și să le promit, cel puțin în numele meu, dar cred că pot să o fac în numele tuturor, că vom avea o contribuție importantă la dezvoltarea
orașului și județului nostru. Mulțumesc și dumneavoastră tuturor pentru că ați fost alături de noi și vă doresc sărbători cu bine și un an nou așa cum îl merităm. Doresc prin intermediul noastră să mulțumim tuturor alegătorilor din municipiu cât și din județ pentru încrederea care ne-au acordat-o pe data de 11 decembrie. Este un vot care ne și obligă și cum a spus și domnul președinte, cu siguranță nu vom dezamăgi electoratul pentru că am fost, după cum ați văzut și în campania electorală, singurul partid cu un program concret de guvernare și cu atât mai mult și cu un buget, deși știți foarte bine că la acest moment ceilalți nu elaborase nici măcar un buget, noi am venit cu el și l-am prezentat, deci lucrurile se vor implementa. Și ținând cont că este și ultima conferință de presă, mă gândesc înainte de sărbători, doresc să adresez tuturor giurgiuvenilor sărbători fericite, un Crăciun fericit, un an nou plin de împliniri și nouă mult succes în munca care o vom depune, că avem multe de făcut. Doresc să mulțumesc și eu giurgiuvenilor care în număr masiv au votat Partidul Social Democrat, ne-au acordat un vot de încredere și avem datoria să nu îi dezamăgim. Vă mulțumesc! Și eu vreau să mulțumesc în primul rând președintelui Organizației Județene a PSD, tuturor primarilor și președinților de organizații din județul Giurgiu pentru modul exemplar în care au reușit să organizeze alegerile, cât și pentru rezultatele pe care le-au obținut. De asemenea, să mulțumesc tuturor celor care au ieșit la vot și mai ales celor care ne-au dat votul Partidului Social Democrat. Îmi doresc ca în următoarele zile Partidul Social Democrat să poată să aibă cu votul Parlamentului un guvern care să ducă la bun sfârșit în cei 4 ani de mandat programul de guvernare care, după cum ați văzut, este un program amplu care poate să rezolve problemele economice și sociale ale României. Doresc și eu, ca și ceilalți colegi, tuturor locuitorilor, cetățenilor județului Giurgiu, sărbători fericite și multă, multă sănătate și vreau să-i asigur și pe cetățeni, dar în special pe primari și pe președinți, că am fost și vom rămâne în continuare alături de ei pentru rezolvarea problemelor din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Giurgiu. Suntem alături de cetățeni și vom rămâne. Mulțumesc! Alături de noi, parlamentar de Giurgiu, s-a aflat și președintele Consiliului Județean, Marian Mina. Mulțumesc și eu la rândul meu, giurgiuvenilor. Rezultatele sunt firești, având în vedere programul de guvernare pe care l-am avut noi. Și munca noastră de echipă și-a spus cuvântul. O să-i rog pe colegi ca să aibă o inițiativă legislativă ca la viitoarele alegeri pe buletinele de vot poate trec și fotografiile candidaților, că ziceau ăștia de la PNL, doi băieți de acolo, că nu ne cunoaște lumea prin județ. Uite că au ieșit 5, deci ne cunoaște, suntem foarte bine cunoscuți, suntem și foarte apreciați. Promitem să ne ținem de cuvânt. Tot ce am vorbit în campania electorală o să punem și în practică, o să contribuim cu toți la dezvoltarea județului. Colegii mei știu sigur că o să sprijine și județul și municipiul cu tot ce le stă în putere. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Să aveți sărbători fericite și numai bine! În timp ce socialdemocrații savurează victoria fără drept de apel, liberalii caută explicații ale eșecului răsunător din alegerile de duminică. Capii de liste la Senat și Camera Deputaților au ieșit în conferința de presă și au analizat rezultatele partidului lor. Doar 11% a reușit să obțină PNL Giurgiu la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Dan Vlaicu, candidatul partidului pentru Senat, și Gheorghe Ștefan, cel care a ocupat primul loc pe lista pentru Camera Deputaților, și-au exprimat părerile despre acest rezultat. Rezultatul a arătat că oamenii, ca alegătorii, nu au fost convinși. După cum ați observat și dumneavoastră din cifrele la nivel național, cât și la nivelul județului Giurgiu și chiar și al municipiului, alegătorii care ar fi putut să dea un vot pentru PNL nu au venit la vot.
PSD-ul stă în același bazin electoral pe care îl are de ani de zile și pe care a reușit să îl aducă în fața urnelor. Evident că, așa cum am spus și pe mesajul meu pe Facebook, votantul întotdeauna a dreptate, este o greșeală din partea politicienilor care se arată frustrați de rezultatele alegerilor. Încă o dată spun, votantul are întotdeauna dreptate și se pare că noi, Partidul Național Liberal, n-am reușit în doar câteva luni de la asumarea unui nou proiect politic să convingem și alegătorii că, într-adevăr, vrem să mergem pe un altfel de drum. Pentru liderul liberal Gheorghe Ștefan nu există, cel puțin deocamdată, o explicație a scorului foarte mic obținut la Giurgiu de partidul său. Cu toate acestea, Gheorghe Ștefan spune că nu va demisiona de la conducerea filialei județene. Am muncit 4 ani, m-am implicat, am fost alături de dumneavoastră, suntem prieteni cu toții pe rețelele de socializare și ați avut ocazia să vedeți ce campanie am făcut din ușă în ușă, din poartă în poartă, onestă, cinstită. Electoratul însă a ales ca oamenii cinstiți să stea acasă. Cu siguranță o să mă întrebați dacă voi pleca din Giurgiu. Nu plec. Nu plec pentru că aici am descoperit, mi-am făcut prieteni, am descoperit oameni serioși, minunați și trebuie să rămân să mă lupt pentru ei. Tot ce pot să vă spun, lăsați-mă să vă spun, tot ce pot să vă spun este faptul că voi, așa cum am spus de la început, am fost numit până la alegerile care vor avea loc luna viitoare. Asta s-a stabilit ieri în Biroul Politic Național. Nu știu dacă voi mai candida sau nu pentru un nou post de președinte. Asta rămâne la latitudinea colegilor, ca ei să-și aleagă pe cel ce vor să-i conducă pentru următorii 4 ani. Toma Petcu este singurul parlamentar de Giurgiu din partea ALDE. Copreședintele Organizației Județene a Alianței Liberalilor și Democraților a prins un loc de deputat în urma redistribuirii mandatelor făcută de Biroul Electoral Central. Chiar dacă a obținut al treilea rezultat la nivel de județ în urma alegerilor de duminică, ALDE Giurgiu va avea un reprezentant în Parlament. Toma Petcu completează lista parlamentarilor, obținând ultimul mandat de deputat alocat județului nostru, după ce PSD și-a adjudecat 3 din cele 4 mandate. Vreau să încep în continuare să mulțumesc electoratului giurgiuvean care a ieșit la vot. Ne-am fi dorit o prezență mult mai mare și în municipiu și în județ, dar probabil că, așa cum a anticipat, condițiile meteo și perioada a fost total defavorabilă prezenței la vot. Vreau să mulțumesc în al doilea rând tuturor celor care ne-au votat, atât în județ cât și în municipiu, în mod special în municipiu, pentru că la nivelul municipiului am reușit ceea ce ne-am propus, să fim a doua forță politică. Ne-au mai lipsit puțin peste 1000 de voturi să fim a doua forță politică și în județ, dar prin redistribuirea acestui mandat, cu siguranță suntem a doua forță politică și în județ. Toma Petcu a vorbit în cadrul conferinței de presă a ALDE despre obiectivele sale ca parlamentar și despre proiectele pe care le are pentru județul Giurgiu. Sper ca să înțelegem fiecare dintre noi care am obținut acest mandat de deputat sau senator din județul Giurgiu ce responsabilitate avem, să ne așezăm la masa dialogului, să avem cooperare și colaborare între noi, să știm fiecare ce ne asumăm și ce priorități avem și să interacționăm, astfel încât județul Giurgiu să fie un județ, dacă vreți să spunem, favorizat în următorii 4 ani de zile, și mi-asum acest termen, pentru care are nevoie de acest lucru. Dacă în Giurgiu nu se va continua acest program de investiții și de dezvoltare, pe ultima sesiune financiară pe fonduri europene de la Comisia Europeană, probabil că, așa cum spuneam de fiecare dată, vom rămâne foarte în urmă. Trebuie să ne uităm foarte atent la problemele sociale care există în Giurgiu și să găsim soluții pentru ele. Aici trebuie să mergem pe o puternică susținere a mediului de afaceri existent și, de asemenea, pe o dezvoltare a unui mediu de afaceri pentru IMM-uri și, în mod special, pe această zonă, pentru că Giurgiu este greu de crezut că vom reuși să avem investitori majori. Dar pe zona de IMM-uri este foarte important să ne concentrăm, să știm ce facilități le acordăm, cu ce îi sprijinim, cu ce îi susținem.
Pe partea socială este important să știm foarte bine unde vrem să ducem alocația, unde vrem să ducem salariul minim, cu cât mărim punctul de pensie și ce strategie avem astfel încât bunăstarea să se resimtă în județul nostru. Astea sunt lucruri generale legate de lucrurile punctuale. Sperăm ca printr-o guvernare comună cu PSD-ul să putem să dezvoltăm infrastructura județului, a orașului, să putem să atragem investitori prin dezvoltarea acestei infrastructuri și în mod special pe fondurile europene să dezvoltăm mediul rural care poate fi aducător de bunăstare pentru județul nostru. Copreședintele ALDE a încheiat prin a mulțumi tuturor giurgiuvenilor pentru încrederea acordată și a asigurat pe aceștia că va lupta pentru bunăstarea lor. Partida Romilor Pro Europa a sărbătorit joi în avans Ziua Minorităților. Pe scena Ateneului Nicolae Bălănescu au urcat interpreți și grupuri din școli ale comunelor județului, iar toți micii artiști au fost recompensați cu premii dulci asigurate de organizatori. Muzică ușoară, populară sau clasică, românească și țigănească, dansuri și multe alte momente artistice au făcut parte din programul Festivalului Minorităților, desfășurat joi după amiază la Ateneul Nicolae Bălănescu. De câțiva ani de acest eveniment se ocupă Partida Romilor Pro Europa, care și de această dată, cu sprijinul autorităților, a oferit mici daruri copiilor ce au urcat pe scenă în festival. Sărbătorim cumva în avans 18 decembrie, Ziua Internațională a Minorităților. Este un spectacol de tradiție pe care Partida Romilor Giurgiu organizează deja de 5 ani de zile. Este la 7-a ediție, 2 ani nu m-am ocupat eu de acest spectacol, dar este un spectacol în care încercăm să adunăm cât mai mulți copii din școlile și liceele giurgiuvene pentru a sărbători până la urmă ormei multiculturalismul, diversitatea, unitatea în diversitate, că nu este deviza Uniunii Europene. Ceea ce vedeți în sală sunt copii de la școala numărul 8, școala numărul 3, școala de la Bulbucata, școala de la Malu, școala de la Chiriacu și alte școli, nu stau să le enumerez pe toate. Vreau să le mulțumesc din suflet profesorilor care se implică și mă înclin în fața eforturilor pe care ele depun să fac acest lucru minunat cu acești colegi. Vreau să mulțumesc Primăriei Giurgiu, Consiliului Județean Giurgiu, în special domnului primar Nicolae Barbu și președintele Consiliului Județean Marian Mila, pentru că ne-au ajutat de fiecare dată să organizăm acest eveniment și îmi pare rău că nu sunt aici. Dar suntem mulțumiți de ceea ce a ieșit, așa cum ați văzut și voi, copiii sunt într-un număr extraordinar de mare, nici noi nu ne așteptam la asemenea prezență. Nu rămâne decât să le mulțumesc că participă la acest spectacol și dumneavoastră să vă urez la mulți ani sărbători fericite și un an cât mai bun. Astra Giurgiu a avut o săptămână de vis și sărbătoare. După calificarea în Europa League și victoria cu Steaua, acum Astralia au reușit să se califice și în sferturile Cupei României, după ce joi pe un teren de gheață au trecut de Luceafărul Oradea. La Astra Giurgiu se anunța dezastrul, dar săptămâna aceasta vine ca o contrazicere. După calificarea în primăvara europeană și victoria cu Steaua, giurgiuvenii au reușit să se califice și în sferturile Cupei României, după ce au câștigat partida disputată la Oradea cu Luceafărul. Scorul a fost deschis de Astra Giurgiu prin Junior Moraeș în minutul 33. Apoi gazdele au egalat după execuția unui corner și o lovitură de cap a lui Cristian Cigan. A doua repriză a venit cu încă 2 goluri pentru campioana României. În minutul 67, Daniel Niculae reușește să trimită mingea în poarta adversarului și duce scorul la 1-2, ca mai apoi, în minutul 89, Ionuț Hlinca să trimită în propria poartă și să reușească astfel un autogol ca la carte, scorul final fiind de 1-3. Campioana României a reușit să se impună la Oradea pe un teren înghețat și plin de zăpadă,
iar acum se pregătește de ultima confruntare din campionat înainte de vacanța de iarnă, ce va avea loc luni, 19 decembrie, de la ora 18, în deplasare pe terenul celor de la Gazmetan Mediaș. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Pensiile achitate în avans în decembrie. Verificare în teren la locurile de joacă și terenurile de sport. 5 din cei 6 parlamentari de Giurgiu sunt din PSD. Festivalul minorităților pe scena Ateneului Bălănescu. Calificare în Europa, calificare în Cupa României. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și să aveți parte de un weekend cât mai plăcut. La revedere!